Toaleta, care în trecut era o cameră a plăcerii pentru cuplu, se va transforma acum într-o cameră de tortură pentru Florin. Ce vorbi, Cornela, atâta? Jură-te că ea, de fapt, te-a chemat pe tine, nu tu pe ea. Nu înțeleg de ce și cine convingea pe cine ce. Să mă bată Dumnezeu dacă n-a spus ea, vino să vorbim în... Vrut să te convingă, da, ca să mă convingi pe mine, să iau pe Belbi. Să mă bată Dumnezeu dacă de mine. Deci nu tu ai vrut ca să o convingi și să te lase fermier. Să mă bată Dumnezeu dacă nu m-a chemat ea. Băga mea și... Haide până la mă. Dacă Florin faci chestia asta doar pentru a fi sigur că mai are o șansă să devină fermier... Știi ce a vorbit în centrală, nu? Vino cu ace, acum! Te rog frumos! Ce s-a întâmplat? Știi ce a vorbit în centrală? Cică. Ce s-a întâmplat? Și s-a ajutat omul ăsta. Că... Să mă convingă pe mine să te iau pe tine, Adelaus. Ar fi recurs la șantajul ăla sentimental cu noi, am fost în colibă, că dacă știi prin câte am trecut, că dacă știi câte am făcut. Așa că mi se pare un pic urât. Eu nu am mers nicio secundă la Brigitte să-i spun, vezi, nu mă lua pe mine. De fapt, n-am mers nicio secundă la nimeni, niciodată să-i zic, bă, nu mă lua pe mine la duel. De ce i-a te luat să vorbiți? Să mă bă... Eu am zis, mă rog, mâine la asta o să fac la masă. Eu zic doar ca să înțeleg. Eu nu, mă pui la față. Nu, că asta am crezut și eu, că a vrut okay. Să pună fermier, că lasă să convingă el. Da? M-am dus, că de asta nu vorbeam cu ea. M-am luat și a zis că da, că nu știu ce, am început discuția, auzi? Bine, știu despre discuția asta doar de la Pastramă și Brigitte. Acum nu am de unde să știu sigur dacă a fost așa sau nu. Că te zori în de Brigitte, că n-ai nicio treabă, că nu ții la Brigitte. Nu a fost ok din partea ei, mie să-mi spună ceva și ea, de fapt, era la fermieri. Nu o judec nici pe ea, și-a dorit să scape. Ok, înțeleg și asta. Nu, eu nu trec peste cadavre să scap. Nu mă aștept dacă a vorbit despre asta să-mi spună vreodată. Odniela a reușit să o destabilizeze emoțional pe Brigitte prin simplul fapt că l-a luat pe Pastramă în curtea din spatele fermei pentru o discuție privată.